invitației noastre de a participa în această zi de mare sărbătoare pentru poporul român, 165 de ani de la unirea Moldovei cu țara românească, mica unire, sărbătoare care ne bucură pe toți și pe care noi am găsit de cuvință să o facem aici împreună, la simpozionul organizat împreună cu firma Bayer, campania agricolă 2024. Clar, pentru toți, anul 2024 va fi un an cu multe încercări și, în primul rând, încercări financiare. Deja știu situația la majoritatea dintre dumneavoastră, fiindcă în relațiile de colaborare avem experiența multor ani trecuți și așa că la acest moment zic eu că primordial este să ne analizăm financiar activitatea. Noi vom continua să facem ceea ce am făcut și în ceilalți ani, să finanțăm înființarea de culturi prin acordarea de inputuri, semințe, pesticide, îngrășăminte, piese de schimb, chiar și utilaje agricole, cu plata în produse agricole la recoltare. Spuneam că suntem în fața unui an foarte greu, datorită faptului că mulți dintre noastre vin cu restanțe, cu cheltuieli care se adaugă la viitoarele cheltuieli care vor trebui făcute pentru înființarea de culturi. Astfel încât, cel puțin la ce avem pe piață la acest moment, ca și valorificare, problemele or să fie clar pentru fiecare. Încercăm și sfatul meu este să ne facem foarte, foarte bine socotelele, să cultivăm și să cheltuim atât cât credem că putem produce pe suprafețele respective, altfel nici cu ce s-a adunat în ultimii, știu eu, 10-20 de ani, nu se va putea rezolva datoriile atât la înființare, cât și creditările care mai sunt pentru furnizări de utilaje. Noi am fost întotdeauna optimiști și de asta agricultura a mers înainte. Chiar dacă de cele mai multe ori am avut probleme, poate și mai mari ca anul acesta, dar din punct de vedere financiar, eu din cei vreo 40 și ceva de ani de experiență în agricultură, anul 2023 a fost cel mai prost financiar. Și asta datorită faptului că am venit cu cheltuieli mari de înființare de la culturi, iar valorificarea a fost mult sub aceste prețuri. Astfel încât s-au acumulat pierderi la unii care n-au avut nici bruma de rezervă care ar trebui să fie la nivelul unei societăți, i-a adus în situația în care sunt acum și de aia nu întâmplător avem atât de mulți agricultori în stradă. Suntem solidari cu ei, dar cred că totuși modul de manifestare nu a fost cel scontat, în sensul în care s-a lipsit mult în faza de organizare. Clar că nevoile i-au scos, probabil vor fi și rezultate finale și va trebui să se facă ceva în acest domeniu, dar
Mai mult ca sigur, ele vor fi de moment și nu vor rezolva problema agriculturii și problemele noastre curente. Cu 100 de euro pe hectar sau cu mai știu eu ce altă promisiune, clar că la pierderile care sunt, nu putem vorbi de o rezolvare. Am făcut o informare pe care dumneavoastră o știați, ați trecut prin ea și v-ați confruntat cu ea, dar vreau să o reamintesc ca și ordine de zi pentru întâlnirea de astăzi. Ne-am propus, deci, o mică prezentare a ofertei Marsat pentru campania 2024. Va urma o prezentare ceea ce înseamnă sămânță și pesticide a firmei Bayer, după care două scurte prezentări făcute de firmele Agrostock din Moldova și Ecofol în ceea ce privește îngrășămintele chimice. Urmând, bineînțeles, discuțiile și intervențiile, dacă vor fi caz. Deci, pentru anul 2024, ați primit o mapă cu tot ceea ce înseamnă ofertă pentru această campanie din partea firmei Marsat. Cum spuneam, vom continua să furnizăm motorină prin cele două stații PECO, Traian și Cristești. De asemenea, îngrășăminte chimice și foliare, cele două componente, motorină și îngrășăminte, fiind purtătoare de comision de creditare 1% pe lună. Foarte important și aș vrea să insist în a vă face și a aduce la cunoștință, ați rulat cu magazinul nostru de piese, dar vreau să vă spun că avem în stoc peste 15.000 de repere, repere ce înseamnă acoperirea de piese de schimb pentru toată gama de mașini agricole pe care le aveți în dotare. De asemenea, asigurăm prin magazinul de piese o aprovizionare foarte rapidă și la momentul când este nevoie în câmp de aceste piese de schimb. În sprijinul furnizării de piese de schimb și utilaje agricole, venim suplimentar cu un voucher de 5% din valoarea produselor achiziționate pentru înființarea de culturi, voucher care se poate folosi la achiziția de piese de schimb. Pentru aceasta, oricum, trebuie întrunite niște condiții, adică aceste debite care au fost mai vechi de un an să fie achitate, de asemenea să se achite debitele în curs la data scadenței. Suplimentar, mai sunt încă două discounturi acordate de 2% pentru plata în avans, înainte cu 30 de zile de la data scadentei, sau 2% discount pentru închiderea debitelor către SC Marsat. Tot prin magazinul de piese facem distribuția și de tractoare și mașini agricole, toată gama. Este o perioadă și un an care probabil nu mai
cei care accesează fonduri europene vor putea apela la aceste investiții. Este o realitate care trebuie să o recunoaștem. Iar cei care deja s-au avântat la niște achiziții care, nu știu, probabil au fost de folos sau au vrut chiar să aibă o dotare mai bună, și în special mă refer la cei care au suprafețe mici la care nu se acoperă cheltuiala cu amortizare. Deci foarte mare grijă și la acest capitol. Vor apărea programe de finanțare cu fonduri europene. Este total altceva să pleci cu un utilaj care are 35% din valoare sau 40% din valoare și altceva să-l ai cu valoarea totală, mai ales în condițiile actuale. Ca și îngrășăminte chimice, putem furniza la această dată nitrocalcar 20-20, triplu 15, ureie și Novatec și DAP. Sunt produse care le avem în stoc la această dată. Există o criză de îngrășăminte, mai ales în situația în care practic foarte mulți din producătorii agricoli au renunțat la a face fertilizare sau a reduce foarte mult cantitatea de îngrășăminte dată la ecar. Ori, din punctul meu de vedere, cred că este o greșeală foarte mare dacă umblăm tehnologic la acest capitol, în sensul în care mai mult ca sigur nu o să avem producții, neavând producție și nici calitate bună, valorificarea va fi și mai proastă. Dar, totodată, implică și riscuri foarte mari. Îngrășămintele s-au mai ieftinit, dar încă nu sunt la valorile care ar suporta valorificarea produselor în vară-toamnă. Și, cel puțin în ultima perioadă, dacă ele tot început să se mai scadă câte 200-300 de lei pe tonă, în acest moment, țin să vă informez și, de fapt, cred că știți că informația o aveți de peste tot, ele iar au început să crească. Motivația, nu pot să vă dau și nici nu cred că există, efectiv sunt speculații pe piață, atâta timp cât nu prea există stoc, nici în port, prețurile se fac funcție de solicitări. Deci, în limita stocurilor pe care le avem, aveți în listă prețurile de furnizare la această dată. Ele sunt prețuri cu livrarea la dumneavoastră. Urmează lista cu tot ce înseamnă furnizare de semințe și pesticide cu toți colaboratorii care îi avem, respectiv Bayer, Syngenta, CUSAD, Satem Univon, Pioneer, Lema Green, Euralis, KVS. Deci listele sunt cu toate cu toți ibrizii de semințe, astfel încât dumneavoastră să vă puteți alege exact ceea ce vă este necesar în cadrul fermei. Care n-ați făcut acest lucru până la această dată, erau niște vouchere și vor să mai fie, cred că, valabile și în continuare, vouchere de la furnizorul direct de semințe. Culturile finanțate de noi sunt rapiță, grâu
porumb, soia, floarea soarelui și sfeclă de zahăr. Deci, pentru toate aceste culturi putem furniza în limita stocurilor tot ce înseamnă input. Aveți în finalul ofertei condițiile de creditare și documentele care trebuie depuse pentru a primi creditarea. Vreau să vă zic că față de anii anteriori, cel puțin la cei care sunt cu reeșalonări, facem finanțare, dar numai cu garanții suplimentare. Asta înseamnă cu gajuri fără, la arhiva electronică, fără deposedare de bunuri imobile sau mobile. Deci, anul acesta se va face o analiză mai strictă și mai la obiect. Iar, în primul rând, dumneavoastră trebuie să vă faceți această analiză, cum spuneam, să luați în calcul terenurile pe care le exploatați, potențialul de producție. Deci, eu știu producători care seamănă pe tot felul de coaste și terenuri degradate, în care nu obțin nicio tonă în ani buni. Nu mai zic ce a fost anul trecut, de dragul de a semăna. Deci trebuie să realizați că nimeni nu poate face finanțări fără recuperarea finanțării făcute și ca atare ne creăm o răspundere mult, mult mai mare. Deci, cel puțin din punctul meu de vedere, așteptări pentru prețurile de valorificare nu sunt. Deja au început să lanseze prețurile pentru producția 2024 și în port grâu, porumbul este mult sub prețul de achiziție de la această dată. Respectiv 196 la grâu, 170 la porumb, deci 165 la orz, vorbesc de prețuri în port. Dacă scădeți toate celelalte cheltuieli, o să vedeți că deja nu putem miza în socotelile care le facem. Deci, optimist, putem pune grâul la 800 de lei, porumbul la 700, orz 700. Deci, eventual rapița la 1500. Acum, fiindcă am vorbit de o analiză a cheltuielilor, eu vreau să vă spun că am făcut ieri o analiză în ceea ce înseamnă cheltuielile cu înființarea la societate la noi. Și vreau și vă zic că la porumb cheltuielile de înființare ne ajung 5500 de lei pe kilogram, pe hectar, respectiv la un preț de valorificare de 700 de lei, deci ar trebui să producem 7860 de kilograme de porumb boabe stas. La floarea soarelui avem un deviz de cheltuială de 4860 de lei, la 1500 valorificare ar trebui să producem 3280 de kilograme. La grâu, 4540 de lei cheltuială pe hectar, la un preț de valorificare de 800, ar trebui să avem 5675 de kilograme. Rapița, 4200 la 1600, 2625 de kilograme, iar orzul, cu 4160 de lei cheltuială la hectar, 700 de lei valorificare, ar trebui să avem 5910 kg. Deci, sunt cheltuieli la nivelul societății noastre, mă rog, pe tehnologie
care ne-am impus-o să realizăm producții mai mari decât cele reieșite prin împărțirea prețului de valorificare, dar trebuie să țineți cont că, spre deosebire de dumneavoastră, trebuie să fim realiști că noi avem și multe alte facilități de creditare, de furnizare directă, care deja sunt cu 10, chiar 20% mai mici ca la dumneavoastră. De aia, fiecare ar trebui să-și facă continuu această cheltuială, fără o evidențiere clară a cheltuielilor, sigur nu o să puteți realiza nimic și păcat că au fost atâția ani de muncă în agricultură. Dar totuși trebuie să închei optimist și să sperăm că atât climaterii vom fi ajutați, culturile sunt cât de cât bine intrate în această iarnă, sperăm ca gelurile care au fost să nu afecteze rapița, orzul și să nu avem probleme pentru aceste culturi de toamnă, urmând ca, știu eu, poate prin niște nisori care vor mai veni sau ploile de primăvară, să acumulăm acea rezervă de apă necesară în campania agricolă. Nici într-un caz nu mă gândesc să avem al treilea an cu secetă, că efectiv problemele atunci vor fi pentru toți. Și noi suntem cei care producem și făurim hrana românilor. Trebuie să fim cât mai solidari și să facem în așa fel încât producțiile obținute de noi să conteze în alimentația românilor. Pentru că și aici este o mare problemă, valorificarea, dacă ar fi internă, prin procesare, clar că valoarea adăugată va fi mult mai mare, veniturile noastre ar fi mai mari. Dar suntem furnizori de materie primă, nu mai zic și n-am amintit până acum pacostea cea mai mare care o avem cu furnizarea de cereale din Ucraina. Efectiv, suntem invadați de aceste produse. Vedeți că nici la o fermă prin jurul nostru nu mai avem cum valorifica, nu mai vorbesc de moare sau alți furnizori care îi mai aveam intern. Și lucrurile astea vor continua. Vor continua fiindcă vorbeam de unitate și de o putere de a se lua decizie la nivelul țării în protejarea agricultorilor, nu se face. Nu se face și vom ajunge ca probabil să avem singura șansă numai să exportăm. Aici deja noi suntem departe de Constanța, cheltuieli care nu sunt deloc neglijabile, că noi tot timpul vom valorifica cu cel puțin 150 de lei, vorbesc de ăștia de pe zona Romanului. Dacă vorbim de Botoșani, Iași, cu aproape 200 de lei pe tonă, mai puțin față de cei de la Constanța. Cheltuieli de transport care ne scad din venituri automat. Și aici putem adăuga și importurile la îngrășăminte, care tot la fel ne vin aproape toate din Constanța. Același lucru se adaugă cheltuieli suplimentare cu transportul. Toate aceste cumulate nu fac decât veniturile și efectiv profitul nostru să fie mai mic sau pierderea să fie mai mare.
Da, eu n-am să o mai lungesc, mă opresc aici, o să mai facem discuții la final. Invit pe domnul director Voicu Marian, împreună cu echipa dânsului, să facă prezentarea la firma Bayer. Mulțumesc, domnul Balcan, mulțumim de invitație în această zi deosebită. Aș vrea să lansez și eu un dublu la mulți ani tuturor fermierilor. Un la mulți ani, pentru că suntem la început de an încă și suntem în fața unei noi campanii care nu va fi ușoară, cu siguranță. Și un la mulți ani pentru ziua de astăzi, care la fel este o zi specială pentru națiunea noastră. Deci vă doresc la mulți ani, în ocazia zilei de 24 ianuarie, vă doresc sănătate în primul rând, putere de muncă și un an agricol mai bun să dea Domnul să avem cu toții. După cum spuneam, am închis un an 2023 foarte dificil pentru întregul lanț agricol, pentru întreaga industrie. Dar acest an v-a afectat în primul rând pe dumneavoastră, fermierii. Și pentru că tot e ziua Unirii, ar trebui ca anul acesta să se desfășoare sub acel îndemn pe care l-au avut înaintașii noștri, acela de a da mână cu mână, de a fi uniți în acest an și a încerca să ne revenim după un an foarte dificil. Îndemnul pe care îl are compania Bayer și pentru fermieri în acest an este acela de a rămâne cu picioarele pe pământ și, în același timp să privim spre viitor. Spre trecut, din păcate, chiar dacă privim, nu putem modifica ceea ce s-a întâmplat în trecut. Toate problemele care au fost nu le putem îmbunătăți sau elimina. Și cred că aceasta este singura șansă de a încerca să obținem în acest an rezultate mult mai bune decât am obținut anul trecut, cu siguranță că și condițiile climatice să sperăm că vor fi ține cu noi. Ceea ce mai departe, îmi cer scuze, nu sunt singur, n-am venit singur, alături de mine se află reprezentanții noștri zonali, Silviu Vlaicu, pe care cu siguranță cei care activați în județul Neam și Bacul îl cunoașteți, Dorin Vârnă pentru Iași și Botoșani, și colegii mei, Doru Despina, care se ocupă de culturile tehnice în cadrul companiei Bayer, și colegul nostru Doru, cel care se ocupă de culturile de cereale. Trecem mai departe, deci după cum spuneam, anul 2024 va fi un an în care va trebui să producem mai mult, mai puține resurse, va trebui să fim cu toții atenți cum folosim resursele pe care le avem la dispoziție pentru a avea un profit maxim și a maximiza producțiile. Deci costurile vor fi un aspect foarte important în activitatea fermei. De asemenea, forța de muncă va fi o problemă. Știu pe ferme care se confruntă cu indisponibilitatea acestei forțe de muncă. Reglementările europene, deci sigur că ne afectează și ele, sunt mulți factori care nu i-am luat în calcul până acum și pe care va trebui să ținem cont în anul acesta. Provocările regionale și globale, războiul care este la granița noastră, ne afectează pe toți. Tot ce se întâmplă, practic, în lume are influență și în această zonă a Europei. Și în ultimul rând, schimbările climatice, care sperăm totuși să nu fie atât de dure, să le resimțim atât de puternic în anul 2024. Dați-mi voie să dau și câteva date despre activitatea companiei Bayer, doar în câteva cifre. Suntem o companie germană, după cum bine știți, cu sediul în Mannheim, companie care activează pe plan global. Cifra de afaceri pe acest segment al protecției plantelor se ridică la 25 de miliarde de euro în 2022. Investim anual 2,9 miliarde de euro în noi soluții, în noi produse care să răspundă cerințelor legislative și provocărilor pe care dumneavoastră le aveți în termen.
În cadrul companiei Ivari activează 34.000 de angajați. Suntem o companie care, practic, oferim soluții de la sămânță până la protecția culturilor, culturilor agricole. Oferim de asemenea și soluții digitale prin intermediul aplicației Climate FieldView, o aplicație care începe să fie adoptată de cât mai mulți fermieri, o aplicație care vă permite să vă gestionați ferma cu ajutorul sateliților. N-aș vrea să întind mai mult, pentru că sunt multe subiecte de discutat. Invit pe colegul meu, domnul Cimpoca, pentru a vă prezenta tehnologia protecției la culturile de cereale păioase și, de asemenea, foarte important, noutățile cu care compania Bayer vine în acest an. În regulă. Bine. Mulțumesc, Marian. Numele meu este Doru Cimpoca. Mă ocup de portofoliu de cereale, grâu, orz, în principiu, pentru cadrul companiei Bayer, pentru România și Moldova. Mulțumim invitației partenerului nostru Marsat și mă bucur să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră într-o zi importantă, ziua unirii Moldovei cu țara românească. În cele ce urmează voi invit să discutăm despre portofoliu de cereale păioase, despre noutățile, tendințele și provocările ce pot apărea la cultura de cereale păioase. Ei bine, domnul Balcan și Marian au vorbit de provocări. Care sunt ele? Anul 2023 a fost un an greu, cu multe încercări pentru dumneavoastră, pentru fermieri. Și de asta și mesajul nostru. M-am văzut să rămânem cu picioarele pe pământ, dar cu privirea spre viitor. Și stă în controlul dumneavoastră și de asta este important să vă gândiți înainte de a lua o decizie la nivel de fermă, cum ar fi implementarea unei tehnologii la cultura de cereale păioase, să vă gândiți bine, de două ori, în funcție de obiectivul pe care îl aveți la, și situația din fiecare fermă, bineînțeles, în conexiune și cu condițiile pedoclimatice ce vor veni în anul 2024. Sunt situații ce pot fi controlate în fermă, cum ar fi tehnologia, dar sunt și aspecte ce nu ții de controlul dumneavoastră la nivel de fermă, dar afectează activitatea fermei de zi cu zi. Și aici mă refer odată la cadrul legislativ care se schimbă, și vedem, de la an la an, e substanțe active din piață și aici mă refer la substanțe de protecție a plantelor, iar următoarea substanță ce este pe lista neagră, să o numim așa, a Comisiei Europene, este de a retrage substanța activă tebuconazol, substanță care este cel mai folosită astăzi în protecția plantelor, inclusiv grâu, orz, dar și alte plante de cultură, cum ar fi rapița, de exemplu. Deci va avea 2025, tot sezonul se va putea folosi tebuconazol în protecția plantelor, atât pentru aplicările foliare, cât și pentru tratamentul la sămânță. Dar din 2026 încolo nu vom mai avea acces la această substanță. De asemenea, cadrul legislativ presupune și aceste GAEC-uri pe care toți dumneavoastră ați sperat să se primească o derogare, se pare că este neclar și sunt slabe șanse să se întâmple. Deci sunt provocări care vă afectează activitatea fermei, dar nu sunt în controlul dumneavoastră. De asemenea, clima. Vedem clima că se schimbă și e nevoie de din ce în ce mai mult adaptare la nivel de fermă și anticipare pentru a lua deciziile cele mai potrivite în funcție de fiecare fermă. Când mă refer la clima, vedem și astăzi, toamnele sunt mai lungi, mai secetoase, iernile nu mai sunt atât de, să zicem, sunt mai blânde, ceea ce permite și dezvoltarea buienilor, dăunătorilor să se extindă și să se propage mult mai agresiv la culturile agricole. Ce ajutăm noi fermieri? În primul rând venim cu o consultanță și cu produse noi, inovatoare, pentru că atunci când vorbești Bayer, te gândești la calitate, te gândești la încredere și la parteneria de lungă durată. Și noi continuăm să investim în cercetare și dezvoltare pentru a susține în continuare să livrăm soluții adaptate pentru protecția plantelor, soluții și pe partea de semințe și digitale, adaptate și cadrului legislativ actual, dar și climatic, soluții care sunt foarte bine asimilate de plante și foarte eficiente.
Înainte de a discuta despre produse, sunt aici câteva informații și o dinamică a suprafețelor de cereale în zona Moldovei și este o evidențiere aici pe județul Neamț. Am văzut clima se schimbă și clima presupune și o dinamică în schimbarea suprafețelor și dinamica acestor suprafețe, pentru că atunci când este secetă, probabil cerealele sunt mai stabile, beneficiază de rezerva de apă la ieșirea din iarnă și totuși avem o producție mulțumitoare. Dacă ne uităm la județul Neamț, a avut datele de la APIA 2022-2023. Dacă ne uităm la județul Neamț, practic vedem o creștere de 16% a culturilor de grâu, undeva până la 24.000 de hectare aproape, iar la nivel național suprafața este în creștere de asemenea pentru culturile de cereale de grâu la 5%, de asemenea la orăș vedem o creștere. Ce înseamnă asta este că și dinamica și rotația din ferme este într-o schimbare. Probabil sunt alte culturi care sunt lăsate în urmă și fermierii dumneavoastră apelați la culturi de toamnă poate mai frecvent decât la cele de primăvară. Pentru 2024, tendința pe care o vedem astăzi este de asemenea de a se păstra, de a fi stabile și o ușoară creștere pentru culturile de cereale păioase, mă refer aici la grâu și orz. Acum vorbim de produse de protecție a plantelor, dar înainte de a vorbi de produse, haideți să vedem de ce practic e nevoie de produse de protecție a plantelor, pentru că nu este ceva de care aveți nevoie. Vorbim de controlul recoltei și protecția recoltei la nivel de fermă și este în controlul fiecarei ferme de a alege o tehnologie potrivită, o tehnologie adecvată pentru a maximiza randamentul și calitatea recoltei împotriva, să zicem, dăunătorilor sau factorilor biotici ce pot apărea la nivel de fermă. Principalii dăunători într-o cultură de cereale ce pot apărea sunt următoarele. Vorbim de burieni dicotiledonate, mă refer aici la turiță, la mat, la veronica, de exemplu. Sunt burieni ce pot apărea încă din toamnă și compania Bayer are soluții și pentru erbicidarea din toamnă. Deci, deja în câmpurile din zona Neamț și din toată țara sunt burieni prezent, odată cu umiditatea și cu germinarea culturilor au apărut și burienile, deci trebuie să urmăriți cu atenție și gradul de îmburienare și tipul de burien pe care dumneavoastră îl aveți în parcele. De asemenea, o problemă nouă ce apare și se extinde sunt burienile graminee ce apar în culturile de cereale păioase. Mă refer aici la iarba vântului, la obozul sălbatic sau lolium, de exemplu. Burien care, de asemenea, cauzează pierderi cantitative în recolta finală și sunt foarte greu de combătut. De asta trebuie să urmărim, să nu avem probleme cu astfel de burien, pentru că, la un moment dat, va fi complicat de gestionat. Vorbim de boli foliare care provoacă și au un impact economic semnificativ în randamentul final. Vorbesc aici de făinare la cultura de grâu, septorioze, rugini, atât la grâu cât și la orz. Deci ele sunt prezente, a fost un anul trecut cu o primăvară mai răcoroasă, unde a fost o presiune și de agenți patogeni, de făinare, de rugini. Este important să aveți o strategie adaptată și preventivă, recomandarea noastră, pentru protecția culturilor, pentru că într-un final are un impact în recolta și producția dumneavoastră. Deci are un impact economic categoric. Vorbim de insecte, vedem încă din toamnă atacul unor insecte, cum ar fi musca cerealelor, vedem afide care apar încă din toamnă. Ce vreau să evidențiez este că trebuie de asemenea urmărit și stopat încă din toamnă atacul acestor insecte, pentru că după va fi cam târziu. Înseamnă că, de exemplu, avem afide care atacă în toamnă cultura și sunt vectori de asemenea și pentru virusuri ce pot ataca grâul și orzul. Iar dacă nu stăpăm acest vector al virusurilor care sunt afidele, ulterior este imposibil de controlat virusurile ce se pot răspândi în culturile de cereale grase, la fel și cu musca cerealelor care produc pagube însemnate încă din toamnă prin larvele care sunt în grâu.
Deci trebuie urmărit și intervenit încă din toamnă pentru protecția culturilor. Ultima, dar nu cea din urmă, de ce este nevoie pentru protejarea spicului, pentru că vedem astăzi o diferență de preț între greul de panificație și greul furaș. Este important să protejăm și spicul. De asemenea, avem soluții pentru protejarea spicului, pentru că, de asemenea, avem pot cauza atât pierderi cantitative cât și calitative. Acum vorbeam de produse, dar înainte de produse, toți acești dăunători pot provoca paugube de până la 50% într-o cultură. O cultură care, de asemenea, a primit fertilizanți. Deci, din testările pe care le avem, este foarte important, chiar dacă primește fertilizanți și investiți în acea cultură și nu o tratați corespunzător cu produse de protecție a plantelor performante și eficiente, se poate pierde până la 50% din randamentul final al culturii, chiar dacă ați aplicat îngrășământ la costuri destul de ridicate. Deci, mare atenție și de asta trebuie să rămâneți cu picioarele pe pământ, dar cu privirea spre viitor și să urmăriți cu atenție și să vă gândiți înainte de a implementa o tehnologie corespunzătoare. Acum vorbeam de produse. Compania Bayer inovează și vine cu produse noi într-un ritm accelerat către fermieri. Un prim produs este fungicidul Input. Am văzut că substanța activă de buconazol se va retrage din piață, iar noi vom veni cu soluții noi adaptate care nu conțin buconazol, dar care sunt performante. Mă refer aici la fungicidul Input, care conține substanța activă protioconazol, substanța activă dezvoltată și inventată de compania Bayer. Acum sunt companii în piață care, de asemenea, au îmbrățișat această substanță. Vreau să vă aduc la cunoștință că este o substanță activă care este inventată și dezvoltată de compania Bayer. Ei bine, ce face Input? Protejează cultura de grâu, de orz, încă de la început, încă din primăvară, în tratamentul 1. Și aici sunt datele, rezultatele din câmp pentru eficiența împotriva principalelor agenți patogeni. Mă refer aici la făinare, la septorioză și la rugina brună. Bun, vedem o eficacitate foarte ridicată când vorbim de făinarea grâului, de septorioză și rugină, cu eficiență de peste 90%, acolo unde s-a aplicat fungicidul Input. Asta înseamnă că un control foarte bun are efect și în randamentul final al culturii. Și din datele pe care le avem din mai multe locații, vedem un randament îmbunătățit al culturii, unde s-a aplicat fungicidul Input, cu până la 11% față de martorul netratat și de asemenea peste control, peste produsul competitor. Și vedem o imagine aici cu un grâu verde unde s-a aplicat Input în doza de 1 litru și de asemenea o imagine cu cultura netratată. Când se aplică Input, am zis, este soluția Bayer, ce va deveni un nou standard pentru tratamentul 1 al culturii de cereale, deci undeva la începutul primăverii, când începe alungirea paiului până la al doilea internod. Deci este momentul optim și recomandăm o protecție și o strategie preventivă pentru controlul bolilor, mă refer aici la făinare, la septorioză sau rugini ce pot apărea în această perioadă. Următorul pe listă este un produs inovator, se numește Nativo Forte. Practic este fratele evoluat al lui Nativo Pro, pe care toată lumea îl cunoaște. Bayer este lider în controlul bolilor foliare și în cereale, în produse de protecție a plantelor în România și asta nu este întâmplător, pentru că avem soluții adaptate și la premium, la prețul corect. Deci, protejează frunza standard și a spicului. Practic, este un produs care protejează și etajul superior de frunze, se poziționează la tratamentul al doilea, dar de asemenea are și control pe speciile de fuzarium. Este sinergia perfectă a trei substanțe active,
pentru controlul bolilor foliare și are un efect preventiv, curativ și eradicativ asupra principalelor boli ce pot apărea la cultura de grâu, dar și la cultura de orz. Și vedem aici testările din România, făcute în mai multe locații, este o medie din mai multe locații și pe decursul mai multor ani. Recomandăm aplicarea lui Nativo Forte în T2, la tratamentul al doilea, pentru protejarea frunzei steag sau frunzei stindar. Și vedem o protecție foarte bună, eficientă, excelentă împotriva hăinării grâului, septoriozei, ruginilor, indiferent că vorbim de rugină brună sau rugină galbenă, helmintosporiozei sau zariozei la grâu. Deci este un produs, să-i spunem, că se poate poziționa oriunde și oricând, face față cu brio atât tehnologiilor intensive, cât și tehnologiilor mai extensive și se potrivește în orice tip de fermă. De asemenea, la cultura de orz, este un produs foarte eficient și combate bolile foliare cu brio, mă refer aici de la făinare până la arsura frunzelor sau ramularia. Deci este un control eficient care de asemenea se transpune și se vede în rezultatele finale de producție, iar din testările pe care le avem aduce spor de producție de până la 14% față de martorul netratat. Deci acest produs chiar merită și se vede în rezultatele realizate în condițiile pedoclimatice din România. De asemenea, avem am urmărit prin aplicația noastră Climate Field View, aplicarea lui Nativo Forte versus tehnologia noi ferme. Este o fermă tot din județul Neamț și vedem la final sporul de producție și diferența între tehnologia fermei și tehnologia unde s-a aplicat tehnologia Bayer, produsul Nativo Forte, și rezultatul de producție este de plus 500 de kg pe hectar. Deci, încă o dată se demonstrează valoarea adăugată pe care produsele Bayer o pot aduce fermelor dumneavoastră. Bun. Când aplicăm Nativo Forte, am zis că îl aplicăm la tratamentul al doilea. Asta depinde și de strategia de control al bolilor din fiecare fermă. Deci, de regulă, în tratamentul al doilea, dar poate fi un produs flexibil, depinde și de strategie, cum am zis. În cazul în care folosim un singur tratament pe an, se recomandă doza ridicată de 1,5 litri. Dacă avem o schemă de tratament cu două tratamente pe an, folosim doza de 1,2 litri pe hectar. Ultimul, dar nu cel din urmă, este produsul Caiunis. Un produs ce îl vom lansa anul acesta, 2024, un produs de asemenea cu 3 substanțe active și cred că se vede foarte clar și nu este întâmplător, pentru că compania Bayer este compania care vine în piață cu produse cu 3 substanțe active pentru controlul bolilor într-un singur produs. Este un produs care nu are un azol în componență, un triazol, cum ar fi tebuconazol sau propioconazol, și este candidatul ideal pentru managementul rezistenței bolilor. Pentru că, de asemenea, în ferme pot apărea rezistențe ale unor boli la culturile de cereale boioase. Și Caiunis este soluția noastră pentru această situație. El conține 3 substanțe active, cum am zis, bixafen, trifloxistrobin și spiroxamină, și are o doză de 0,8 litru aplicare atât la cultura de grâu cât și la cultura de orz. Vedem cele 3 moduri diferite de acțiune, ceea ce îl face să fie, cum am zis, candidatul ideal în managementul rezistenței bolilor. Este o soluție nouă, inovatoare și unică în piață pentru controlul și gestionarea bolilor la grâu cât și la orz. Vedem rezultate bune și eficiente pentru controlul lor, atât la grâu și la orz, pentru întreg spectru de boli foliare, de la făinare, septorioză, rugină, și la vorbim de orz, arsura frunzelor sau pătarea reticulară. Caiunis face față cu brio și datorită formulării, de asemenea, pentru că produsele Bayer sunt formulate într-un mod
premium de calitate și fiecare picătură care intră în plantă contează și de asta și recomandarea noastră să vă gândiți întotdeauna când alegeți un produs, pentru că un produs nu conține doar substanța activă, conține și adjuvant și alt stabilizatori pentru a penetra cât mai multe substanțe active la nivel de plantă, pentru a controla într-un final bolile foliare și a maximiza randamentul. Și câteva informații legate de controlul eficient care se vede la final în rezultatele randamentului, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ, și vedem la cultura de grâu și la orz îmbunătățirea ale producției, dar și îmbunătățirea ale calității, mă refer la proteină, la masa hectolitrică și la masa 1000 de boabe. Deci este un produs care are impact, nu numai că controlează bolile, dar aduce și sporuri cantitative și calitative de producție. Am zis că îl poziționăm la tratamentul al doilea, deci undeva la protejarea frunzei standard. El de asemenea este un produs flexibil, în funcție de fiecare tehnologie poate fi aplicat și mai devreme, dar ca și schema de tratament îl poziționăm la tratamentul al doilea, la protejarea frunzei standard. Ei bine, am văzut noutățile și care este acum portofoliu complet, pentru că Bayer are un portofoliu complet în funcție de mediul de producție. Avem soluții și tehnologii integrate, nu doar produse individuale, iar managementul costului devine din ce în ce mai important. Ce avem noi în portofoliu? Mă refer aici la pachetele pe care deja dumneavoastră le cunoașteți. Pachetul Falcon Pro este cel mai utilizat pachet din piață și nu este întâmplător asta. De asemenea, avem un pachet nou, Cereale T1, care conține Falcon Pro, fungicidul Falcon Pro și erbicidul Celexium. Și de asemenea, un nou pachet, Input C, un noul fungicid Input și acest erbicid Celexium care controlează buienile, dicotile donate din câmpurile de cereale păioase. Ce de menționat este că fiecare pachet sau la achiziția în pachet aveți un avantaj comercial față de achiziționarea separată a produselor, ceea ce este de asemenea și mai rentabil din punct de vedere economic. Avem fungicidul, avem insecticidul decis pentru controlul dăunătorilor. Dacă mergem mai departe la T2, avem produse pentru toate tipurile de tehnologii și produse noi, inovatoare. Mă refer la produsul Nativo Pro, pe care deja îl cunoașteți. Avem un produs mai mare, un frate mai mare al lui Nativo Forte. Noile produse lansate, mă refer aici la Caiunis, pe care l-am prezentat mai devreme, și etalonul, de asemenea, în tehnologiile premium Aviator X Pro din piață. Iar pentru controlul fuzariu și gestionarea calității recoltei, să zicem așa, avem Prozaro, care este de asemenea produsul etalon împotriva fuzarium, dar și pe plan îndelungat avem Nativo Forte, deci o soluție în continuare pentru controlul fuzarium la grâu și orz, pentru protejarea schimbului. Mai departe, va vorbi și despre controlul buruienilor. Cu ce vine compania Bayer? Este cu un produs nou în controlul buruienilor graminee, chiar dacă astăzi nu este o mare problemă, poate pentru dumneavoastră, dar în viitor aceste buruieni vor pune probleme și este o, zic așa, o mapare indicativă a principalului buruien graminee din România. Vedem în zona de Moldova cele mai importante ar fi iarba rugului și orbozul sălbatic. Cu ce vine compania Bayer? Este un produs nou, el se numește Incelo, este un erbicid post-emergent cu aplicare în primăvară, sistemic, care controlează speciile de graminee și unele buieni cu frunză lată din culturile de grâu. Conține trei substanțe în componență, mezosulfuron, carbazon și mefenpir, și se aplică în doze de 0,20, 33 kg pe hectar și vom vedea primăvara când se aplică de la 3 frunze până la al doilea internod. Ce este important de menționat este că
Incelo este atât preluat la nivel foliar cât și radicular. La nivel foliar, odată cu fotosinteza, dar și radicular, atunci când o plantă primește ierbicid pe frunză, încă poate lua substanțe ierbicide prin rădăcină și ierbicidul să își facă efect. Deci este un produs care este preluat atât foliar cât și radicular. Ce controlează? Controlează principale specii de burieni graminee. Am văzut aici iarba vântului, ovăzul sălbatic, dar și alte specii cum ar fi bromus, ovăz sălbatic, coada vulpii, loliu. Deci este un produs complet pentru controlul gramineelor în cultura de grâu. Vedem o doză de 0,33 recomandată pentru că uneori nu cunoaștem spectrul de burieni graminee din câmpurile de cereale sau este complicat de identificat, iar doza sigură și, să zicem așa, care face față cu brio tuturor burienilor este doza de 0,33. Acolo unde știți că aveți probleme doar cu iarba vântului, se poate folosi doza mai redusă de 0,2 kg pe hectar. Este un produs competitiv, de asemenea, din punct de vedere tehnico-comercial, pentru controlul acestor burieni. Îl aplicăm când burienile sunt mici, în creștere intensivă, undeva în perioada de înfrățit, final de înfrățit. Bineînțeles, se poate aplica și până la doilea internod, fără niciun risc. Câteva ilustrații din câmp, atunci când aplicăm produsul Incelo versus iarba vântului și vedem controlul aici și unde este aplicat Incelo, deci este un câmp curat. La fel unde s-a aplicat împotriva lui Bromus sterilis, deci eficacitate de peste 90%, avem un câmp curat de burieni. Și de asemenea împotriva lui Lolium, eficiențe foarte bune împotriva burienilor graminee, care sunt demonstrate și evaluate la câmp în România. El poate fi folosit cu toate produsele din portofoliul Bayer. Ce este important de a nu se utiliza în soluția de azot lichid, pentru că pot apărea poate fitotoxicită sau ceva absurd la nivel de frunză. De ce să folosim Incelo? Vedem, acționează eficient în câmp, are o selectivitate ridicată pentru că are un safener în componență și este important atunci când folosim ierbicide să aibă și un safener în componență pentru că face diferența și ajută la metabolizarea substanței active în plantă fără a produce efecte fitotoxice la nivel de plantă, de frunză și este flexibil la aplicare și nu restricționează rotația vânturilor. Mai departe, câteva informații, avem produsul secator, produs pe care îl cunoașteți, este cel mai utilizat ierbicid pentru dicotile donate la vântura de grâu și ors în România și nu este din nou întâmplător. Asta este un produs foarte bun, eficient împotriva principalelor burieni dicotile donate și este disponibil în pachetul Falcon Pro. Câteva poze legate de eficacitatea lui secator, vedem foarte bine că își face treaba și lucrează împotriva principalelor burieni, cum ar fi turiță sau stelaria, rocoina sau pălăvida în cultura de cereale păioase. Este un produs pe care îl cunoașteți, rămânem pe secator, este poate cel mai bun preț-calitate din piață, împreună cu pachetul Falcon Pro și trebuie să vă gândiți să luați în considerare acest pachet. Cu ce venim nou? Acum în partea de ierbicid dicotile donat pentru vânturile de cereale păioase, se numește Celexium. Este un produs ce l-am integrat recent în portofoliul nostru pentru a completa practic spectrul de burieni cu frunze late ce pot apărea în culturile de cereale păioase. Deci este un ierbicid selectiv cu aplicare în primăvară pentru controlul burienilor dicotile donate, anuale și perene la toate culturile. Deci se poate folosi de la grâu, ors, orzoi, secară, tropicale și ovăz inclusiv. Pentru a combate, bineînțeles, și speciile mai greu de combătut și o să vedem care sunt acelea și ce conține produsul. Deci, din nou, este o combinație de trei substanțe active cu efect complementar și sinergic.
conține med, sulfuron, tribenuron și clorasulam. Recomandăm o doză, iar o doză flexibilă, totuși recomandăm o doză de 50 de grame pe hectar atunci când este o burienare ridicată în câmp. Principalele buriene, vedem turița care poate să facă probleme, vedem pălămida, vedem macul, mușățelul, crișca, dar și specii de veronica, ceea ce Celexium are o eficacitate ridicată și vă ajută să controlați acest tip de burien. Bineînțeles, trebuie atenție, pentru că dacă buriana deja este înflorită și a făcut, să zic așa, treaba, în sensul că a afectat recolta, norocul este tardiv și este important și momentul de alegere a aplicării cu ierbicid în culturile de grâu în primăvară, dar bineînțeles echipa VAR este alături de dumneavoastră pentru a vă recomanda momentul optim de aplicare. Care este portofoliul complet de ierbicide, pentru că din nou avem un portofoliu complet, nu avem doar o soluție pentru o problemă. Începem încă din toamnă cu randa pe energie și complet, produsele companiei Bayer, produse pe care deja le cunoașteți și produse consacrate, eficiente. Acum ce urmează în primăvară? Am văzut ierbicidul Incelo, dacă sunt probleme cu buriene graminee. Avem pachetele comerciale, pachetul Falcon Pro, pachetul Cereale T1 și pachetul Input, care de asemenea are avantaj comercial, cum am zis, față de produsele individuale și recomandarea noastră este să mergeți pe aceste pachete atât de ierbicid cât și de fungicid. În concluzie, avem produse pentru fiecare soluție cu care vă confruntați în cerealele păioase. Încă o dată, rămâneți cu picioarele pe pământ cu privirea pe viitor și gândiți-vă înainte să luați o decizie. Compania Bayer vine cu soluții adaptate noului context legislativ, produse de calitate, de încredere și ne luăm angajamentul să rămânem parteneri pe termen lung cu fermierii din România. Eu vă mulțumesc și invit pe Marian acum pentru continuarea prezentării. Mulțumim, Doru, pentru prezentarea deosebit de interesantă. Sunt sigur că noutățile pe care vi le-a prezentat vă vor stârni interesul și să le încercați în fermele dumneavoastră. Desigur, singura șansă în acest an, după cum spunea și domnul Balcan la începutul reuniunii, este acela de a maximiza producțiile. Și iar singurul mod de a maximiza producțiile este, o reprezintă utilizarea de inovații, de tehnologii, de produse care aduc plus valoare în ferma dumneavoastră. Deci nu putem modifica alți factori. Natura nu o puteți îmblânzi sau o putem îmblânzi într-o măsură mult mai redusă. Sunt factori pe care nu-i putem controla, dar ce puteți controla dumneavoastră este calitatea produselor pe care le utilizați în fermă. Și când vorbim de produse de calitate, vă propun să trecem mai departe la cultura de porumb, o cultură unde compania Bayer asigură input-ul de la sămânță și până la controlul burienilor și al dăunătorilor. Soluțiile pe care compania Bayer le oferă în cultura de porumb încep cu o sămânță de calitate. Secretul unei producții ridicate este acela de a porni de la o genetică care vă poate oferi o producție ridicată, iar genetica de cal cu siguranță că a confirmat în trecut și sunt sigur că va confirma și în viitor în fermele dumneavoastră. Venim cu câteva noutăți în acest an. Nu voi insista să prezint hibrizii, vreau doar să vă spun ce reprezintă această etichetă Start Flex pe care o veți găsi pe parte din hibrizii companiei Bayer. Start Flex înseamnă că hibrizii se pot semăna mai devreme, deci în momentul în care în sol veți avea 6 grade la adâncimea de 8-10 cm și tendința este de încălzire, puteți semăna acești hibrizi care au eticheta Start Flex. Poate să fie un lucru foarte important în anumite primăveri, faptul că puteți intra mai devreme la semănat. De asemenea, o altă etichetă pe care o veți regăsi pe hibrizii, pe sacii cu sămânță de cal, este această etichetă Field Shield,
ce înseamnă această etichetă? Înseamnă că sunt hibrizi care combină un potențial de producție, un potențial genetic de producție foarte ridicat, dar cu toleranță la stres termic și factori climatici. Deci urmăriți această etichetă acolo unde, dacă doriți să aveți parte de genetică cu rezistență la acești factori climatici. Care sunt criteriile după aia pe care trebuie să le urmărim când vrem să protejăm cultura de porumb? Unul din cei mai limitativi factori în producția de porumb o reprezintă burienii. Acestea au, din păcate, prostul obicei să fie la aceeași masă cu porumbul nostru, cu plantele noastre de cultură și să consume din resursele pe care noi le punem la dispoziția plantelor. Și mă refer la îngrășăminte, mă refer la apă, resurse foarte valoroase pe care nu vrem ca porumbul să ne împartă cu altcineva. Avem tehnologii care sunt adaptate atât fermierilor care merg cu arătură, deci merg pe agricultură clasică, să spunem, cât și soluții adresate fermierilor care au îmbrățișat tehnologia no-till fără arătură. Ce spuneam mai devreme, că aceste purieni trebuie să le combatem din cât mai timpuriu și acest grafic arată foarte clar. Este un studiu făcut de o companie americană și care arată că cât gradul de infestare este mai ridicat în primele faze de vegetație ale porumbului, cu atât impactul pe producție este mai mare. Există două școli de gândire în combaterea purienilor în cultura de porumb. Sunt recomandări care spun, domnule, trebuie să mergem să combatem cât mai devreme, și alte moduri de gândire care spun, domnule, să mergem să vedem buriana, să vedem dușmanul și atunci îi dăm în cap. Părerea mea, am 24 de ani de experiență în domeniu și pot să vă spun că ce am văzut până acum, prima variantă este cea mai eficientă din punct de vedere al nivelului producției și chiar și al costurilor. Costul, să știți că în pre-emergență sau în post-emergență târzie sunt aproximativ similare. Avantajul este că nu lăsăm burienile să se hrănească cu acele resurse de care spuneam și care sunt foarte valoroase. Am avut fermier care a avut curiozitatea să facă o experiență pe o tarla, am pățit-o în două, a erbicidat pre-emergent și post-emergent undeva pe la 5-6 frunze. A recoltat în toamnă, a obținut producții bune la ambele variante. Dacă spunem o producție de 9 tone, sunt sigur că e o producție foarte bună pentru zona noastră. Dar 2 tone au obținut în post-emergență. La ecidarea pre-emergență, pre-emergența a avut undeva la 900 de kilograme în plus. Explicația este foarte simplă. Porumbul n-a avut competiție în primele faze și s-a putut manifesta plenar din punct de vedere al potențialului de producție. De asemenea, de ce e bine să facem o ecidare pre-emergentă? Este mult mai flexibilă și asigură o protecție de mai lungă durată. De ce este important acest lucru? Majoritatea semințelor nu germinează din aceeași adâncime. Sunt unele care germinează în statul de 0,2 cm, unele până la 4 cm și unele chiar până la 20 de cm. Iar dacă avem un produs care este capabil să le țină la suprafață și să le dea în cap în momentul în care lăsa, este minunat. Iar unul din aceste produse se numește ADN. Mă simt foarte confortabil când am de prezentat tehnologia de protecție Bayer. Este o tehnologie de care eu personal m-am convins în acești ani și de care sunt sigur că și mulți dintre dumneavoastră s-au convins de eficacitatea ei. Poate nu este o tehnologie perfectă, dar este una dintre tehnologiile care este cel mai bine adaptată la cerințele din fermele din România. De asemenea, Roundup poate fi folosit înainte de răsărirea culturii. Este o tehnologie pe care, în special, fermierii în Statele Unite o practică, aceea de a face curățenie înainte de răsărirea culturii, din aceleași considerente de a proteja cultura de competiție încă din faze cât mai timpurii. Portofoliul nostru cuprinde Atengo, cel mai utilizat erbicid în piața de porumb din România, urmat de erbicidul Capreno, Laudis, Echip, Merlin,
Flex și Merlin Duo Flex. O să vedeți că Merlin Duo Flex este o noutate pe care am adus-o anul acesta. Cei mai tineri dintre noi ne aducem aminte de Merlinul Duo sau Merlinul Mix. Este practic o reinventare a acelui produs. Vă propun să trecem la Atengo. Deci Atengo, nu vreau să insist, îl cunoașteți foarte mult, două substanțe active, dintre care una cu un mod de acțiune unic în piața erbicidelor în România. Mă refer la infloxaflitor, acea substanță care are capacitatea de a se fixa de coloizii solului după aplicarea pe cultura de porumb. În cazul în care intervine secetă, substanța activă nu se degradează sub acțiunea razelor solare, ci rămâne mai bine fixată de coloizii solului. Ce are nevoie ca să se activeze și să se reactiveze această substanță activă, are nevoie de o ploaie de 10-15 litri, care se facă ca acele legături chimice să se desfacă și să pună la dispoziția culturii. Vreau să fac un mic comentariu aici, pentru cei care știți că aveți cornuți în tablale dumneavoastră. Nu aplicați produsul în pre-emergența burienii. Lăsați cornuțul să răsară și aplicați-l după ce a răsărit cornuțul. Veți avea rezultate foarte bune. Vă spun asta pentru că au fost fermieri care n-au avut răbdare și au intervenit ceva mai devreme. De asemenea, dacă în momentul în care pregătiți patul germinativ, vedeți că în urma mașinii rămâne nori de praf, nu aplicați produsul în preemergență. Nu are rost, nu aveți condiții bune de aplicat niciun erbicid. Încercați să duceți mai târziu acest erbicid, puteți să duceți până la 3 frunze, aveți șanse mai mari să vină o ploaie sau să se îmbunătățească condițiile de aplicare. Dacă cumva nici după 3 frunze nu o să întruniți condițiile optime, la fel, nu e nicio problemă, putem avea soluții și soluția se numește caprenă. O altă caracteristică importantă a erbicidelor din gama Bayer, indiferent că vorbim de porumb sau de cereale, toate produsele noastre au în compoziție acel safener de care povestea colegul meu Doru, acea substanță care permite metabolizarea în condiții de securitate, de siguranță de către plantă, de către porumb, a substanței active și au metabolizat și au eliminat fără să avem influențe negative pe cultură. Această tehnologie nu o veți regăsi la multe companii, deci vă recomand să vă uitați cu atenție pe prospectul unui produs, să vedeți dacă acel produs are și acest tehnic. Trecem mai departe la Capreno, un produs care, în cazul în care nu avem condiții bune în primele faze de dezvoltare ale culturii, putem interveni de la 3 la 6 frunze cu Capreno. Ce este Capreno? Este are în compoziție două substanțe active, una din Atengo și cealaltă substanță este din Laudis. Sunt sigur că știți Laudis foarte bine. Deci acest produs ne permite să intervenim în fază ceva mai avansate de vegetație, dar un spectru larg de combatere și, după cum spuneam, poate fi aplicat de la 2 la 6 frunze împotriva pentru controlul burienilor dicotile anuale și monocotile anuale. Uitați-vă ce frumos lucrează îmi pare rău că nu rulează pozele din partea stângă, puteam vedea se vede. Uitați-vă ce frumos a lucrat Capreno. Ce vedeți acolo este o solă, cred că a fost lăsată intenționat la modul ăsta, tocmai pentru a putea vedea efectele acestui produs. Sigur că nu este indicat să ajungem să erbicidăm pe o asemenea cultură lăsată așa mult în sub controlul burienilor, pentru că, repet, acele buriene au consumat resurse. Așa, trecem mai departe la Laudis, erbicid foarte bine cunoscut, mai ales de către cultivatorii de porumb de sămânță, un erbicid caracterizat printr-o excepțională toleranță din partea porumbului pentru această substanță activă. Nu veți observa forme de fitotoxicitate la aplicarea acestui produs, indiferent de cum îl aplicați. Puteți să-l aplicați și în condiții dificile de temperatură pentru cultură, nu veți avea surprize aplicând acest produs. Un produs foarte prietenos cu porumbul, formulare OD, acea formulare care permite o penetrare a țesutului foarte mult mai bună decât în cazul formulărilor clasice.
puteți să-l aplicați deci până în faza avansată de vegetație și de asemenea și el prinde un safe în compoziție. Uitați și efectul lui Laudis. Fermierii au spus efectul Laudis, chiar așa l-au botezat. Acea albire a burienilor în care apare în cazul tratării porumbului cu Laudis. Echipul, un produs care, din punctul meu de vedere, este subapreciat în România și de ce este subapreciat, suntem pe o piață foarte aglomerată de produse pe bază de nicosulfuron. Cu siguranță că unii dintre fermieri, nu știu dacă în Moldova, dar în zona, în alte zone, deja se confruntă cu rezistență la această substanță activă la nicosulfuron. Iar acest produs echip este o variantă excepțională pentru a controla acele forme rezistente. Echipul este un sulfonin ureic cu două substanțe, formulare OD, la fel o formulare specială care permite o aderență bună pe suprafața frunzelor de burien și este soluția ideală în controlul gramineilor anuale și perene. Deci el controlează inclusiv gramineile perene, o armă foarte eficientă pentru controlul gramineilor perene. Iar efectul lui pe burien este acesta, buriana se înroșește. Și noutatea de care v-am spus și aici o să fie, intervenția mea se va finaliza înainte de a-i da, microfonul colegii de Spina, Merlinul Flex. Spuneam la început că cei care fac agricultură mai de mult, cei mai tineri dintre dumneavoastră, își aduc aminte când am lansat produsul Merlin Mix sau Merlin Duo. Este o formulare modernă a acelei variante care are și safe-nă. Merlinul Duo, știți foarte bine, nu avea safe-nă și mai puteau apărea niște mici fenomene de fitotoxicitate. Ce face acest produs? Deci poate fi aplicat pre-emergent și post-emergent pentru controlul burienilor mono și dicotile anuale. Flexibil în aplicare, deci de la, după cum spuneam, pre-emergent și până la 3 frunze, doza 1,5-2 litri. La fel se reactivează ca și adengo datorită isopsacutolului. Are o singură restricție, poate fi aplicat pe acea suprafață de teren o dată la 3 ani. Și asta din cauza substanței active care, fie în carbazonuri, care nu poate fi a termotilazinului, scuzați-mă, care nu poate fi aplicat datorită restricțiilor europene decât o dată la 3 ani, 850 de grame pe hectar la fiecare 3 ani. În finalul prezentării mele, dați-mi voie încă o dată să vă mulțumesc pentru prezență, să vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru agricultura regiunii și a Moldovei și a țării, în final. Vă doresc să traversați acest an cu capul sus și când ne vedem la anul să zâmbim și să ne aducem aminte de 2023 ca și cum ar fi fost ceva care nu s-a întâmplat. Vă mulțumesc și dau cuvântul